Nu știu dacă doar mi s-a părut, dar cel puțin imediat după intrarea în casa băieților a Mariei, aceștia au cam ignorat-o. A deschis ea un subiect cu Roberto și întreba dacă el gătește în casa băieților. Spunea că da, că băieții s-au obișnuit cu mâncarea lui și câteodată face și câte două feluri de mâncare pe zi pentru a ajunge pentru 2 zile. Maria spunea că are și ea probleme cu mâncarea, probabil nu mănâncă orice, dar Roberto a asigurat-o că acolo gătesc și mamele și e mâncarea foarte bună. Puțin mai târziu am văzut-o că a început să interacționeze cu Alex, nu s-a dat foarte mult sunet, dar îi povestea ceva despre unul dintre foștii iubiți. La un moment dat Alex a auzit ceva gălăgie în casa fetelor și a alergat pur și simplu către peretele care îi desparte pentru a asculta. Iar acesta nu s-a mai întors la Maria și l-a mai văzut pe Roberto discutând cu ea din nou, iar băieții stăteau toți la masă. Nu știu dacă doar mi s-a părut sau poate nu am văzut eu chiar tot ce s-a întâmplat în casa băieților, dar păreau cam distanți, nu prea au băgat-o în seamă.